Cum ești? Nu prea ești în formă așa. Bă, da, eu sunt în formă pe umor. Da? Da. Dar ce? Te supără spatele? Că îmi ziceai... Băi, mă supără un genunchi mai mult, dar și spatele mă supără. Da. Că, ai intrat în teren? Ai jucat weekendul ăsta? Nu bag în seamă, să știi. Da, ia zi-ne amintică, că uite... De 40 de ani mă doare spatele. Da? Da, și... Uh-huh. Dar ia zi-mă o chestie, uite că-s curios. Când începe anii, când începe bătrânețea? Adică e vorba aia, că știi cum e, lumea nu cred că înțelege. Cea mai rea boală e bătrânețea? E adevărată sau nu? Nu, tati, bătrânețea e frumoasă. E frumoasă bătrânețea? E frumoasă bătrânețea, adică... pe onoarea mea, dacă nu e. Dacă ai unde să pleci de acasă, dacă stai acasă, o mierlești repede mâncarea. Și nebunește, a? Recomand tuturor bărbaților să nu stea acasă. Aha. Cum te scoli? Te scoli mai târziu, nu te grăbești. Da, îți faci tabieturile. Dacă n-ai o muncă sau business. Sau un business, pleci de acasă la 11, te fușchești de acasă și pleci 2 ore, stai prin parc. Da, te duci cu prietenii, joci o tablă. Te duci la o cafea în oraș, nu o bei acasă. Da. Nu o bei acasă. Vii pe la 2, mănânci, tragi un pui de somn. Odihna, fraților, e pe primul loc, nu mâncarea. Odihna pe primul loc dacă vrei să trăiești mult. Uh-huh. Dar de ce ușcheala asta să pleci de acasă? Care e șmecherii? Care e treaba? Dom'le, statul acasă îți mănâncă zilele. Da? Și te și tâmpește? Asta categoric. Dacă n-ai dialog cu diversi oameni, să mai râzi, să mai zică unul și ceva împotriva ta și împotriva ideilor tale, dacă stai cu nevasta acasă, o iras, n-am mâncat ce aș vrea. Și să mai... Deci ăsta e secretul, ușcheala de acasă. Păi și nevasta mea o oblig. Du-te la sală. Da. Păi nevasta mea la aproape 80 de ani arată de 50. De ce merge la sală la aproape 80 de ani? Zi de zi. Nu cred așa ceva. Doamna Vica merge la sală zi de zi? De 40 de ani. Vorbești serios? Păi de mie, păi arăta așa. Deci mai poate la 80 de ani să merg la sală? Nevastă mea? Da. Dacă mă duc cu ea la plimbare, ea face 10 km, eu 5. Uh-huh. Ce se mai... Deci plecatul... Dar spun unul care face, o să zici că cu marturi, nici ăștia de la boschetărie nu m-au crezut. Și a venit Costel Bucur la masă și le spusese mai devreme, băi, nebunul ăsta merge 4-5 ore pe zi. Și face între 25 și 50 de mii de pași. Bucur milionarul, nu? Care construiește la Mamaia, da, nu? Da. Fostul patron de la Gloria Buzău. De la Costel Bucur. Cred că e campion mondial la mers pe jos. Da? Merge în fiecare zi 5-6 ore. Vine la masă și ăștia m-au luat la mișto. Da, coardele de la boschetărie. Ne-am uitit că câți kilometri o fi făcut domn Costel? Zic, câți kilometri ai făcut? Bă, nu știu, bă, stai să ne uităm la telefon. Când se uită pe telefon, 45.000 de pași făcuse. Și pleca înapoi pe jos acasă. Cum 45.000 de pași? Pe ce înseamnă asta? 45.000 de pași sunt cel puțin 25-30 de kilometri. Bă, ai mai pomenit la 71 de ani. Păi stai, și omul în cât timp vine? Că nu înțeleg, păi în cât timp ajunge într-un loc? În 5-6 ore merge. Atât merge pe zi. Ce e, domnul? Ce e? Băi, fraților, fii atent aici. Eu am fost cu el la mare. O lua de 10 ori făcea litoralul la ăsta. La pas. Eu nu făceam unul. Da. Nu puteam să fac unul. Dar și ce ai zis? Băi, Costele, ce băi, vezi că la vârsta asta nu e bine. Forțez prea mult inima. Este imposibil. Nu e bine să, dar nu atât de mult. Uh-huh. Nu poate. S-a obișnuit. Și nu mai poate să iasă din... Nu mai poate să iese din... Deci șmecheria ca să trăiești mult, mai ales la, și la bărbat și la femeie, dar înțeleg, și mai ales la bărbat, e să plece de acasă. Să-și găsească... Somnul pe primul loc. Da? Și să-și găsească activitate. Deci dacă nu dormi, da, mai ales noaptea dacă ai insomnii, culcă-te ziua puțin. Ia ceva și odihnește ca să trăiești mult. Uh-huh. Altfel, uite, toți mari medici, eu mai citesc așa și mai și aud, toți spun că odihna este pe primul loc. Pe primul loc. Uh-huh. După aceea, hrana. Eu m-am îngrășat iar. După Paști, o las iar bani cu mâncatul. Uh-huh. Cât ai pus? Ai pus ceva pe tine? 4 kg am pus iar pe mine. Uh-huh. Și nu te mai simți bine? Pentru că au fost
ziua unor prieteni de-ai mei. A, și n-ai putut, a trebuit să mănânci, ce să faci? M-am dus, am și băut cu ei. Și băutura îngrașe. Dar ce bei? Tu nu bei. Două pahare de vin, dacă îngrașe, se pun. Mă.